A existat și încă mai există acea modă, cred că nu greșesc dacă spun modă, moda celulelor STEM recoltate la naștere. Cât de mult ajută? Nu ajută. E o afacere? Da, este o afacere. Cel puțin din punct de vedere al hematologului, recomandările științifice sunt să recoltezi aceste celule STEM și să le pui într-o bancă publică. Există cazuri foarte puține în care este recomandabil să recoltezi aceste celule STEM și să le pui într-o bancă privată și acest singur caz este când mămica mai are un copil bolnav acasă care are nevoie de transplant medular și al doilea copil care se naște poate recolta aceste celule pentru fratele lui. Asta este singura recomandare pentru a pune celulele de cordon într-o bancă privată. An de zile, în țările occidentale s-a făcut o campanie importantă pentru a strânge aceste celule de cordon, în special în Franța și în Spania, și a face aceste bănci publice de cordon pentru a folosi celulele pentru transplant medular. Adică pacientul care are nevoie de transplant și nu-și găsește un donator în familie, nu-și găsește un donator nici în registrele internaționale, și totuși are nevoie de transplant, atunci caută într-o bancă publică de cordon, fiindcă aceste celule sunt deja înghețate, deci sunt disponibile și le găsești ușor. În ultimii ani, așa cum povesteam, transplantul de cordon a scăzut foarte mult în toată Europa și în Statele Unite, fiindcă s-a dezvoltat procedura de haplotransplant, adică putem lua celule STEM de la un copil, de la un părinte, de la un văr, de la un frate, de la oricine este apropiat o rudă de gradul 1 din jurul nostru. Și atunci, băncile de cordon, nici măcar alea publice, nu-și mai găsesc atât de tare folosința, iar băncile private, cu atât mai mult. Sunt foarte mulți care mă întreabă și nimănui nu-i recomand această stocare. Sigur că există și întrebarea, dar putem face ceva cu aceste celule? Poate că cercetarea va avansa și în 10 ani vom face din aceste celule înghețate alte celule și vom vindeca alte boli. Iar la întrebarea asta nu pot să vă răspund. Cu siguranță că cercetarea este axată pe aceste celule și medicina regenerativă, încercând din aceste celule STEM să repare tot felul de alte boli, este în plină dezvoltare și în plină cercetare. Dar la ora actuală, acele celule din banca de cordon nu sunt. Deci nu recomandați recoltarea de celule STEM.